Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba pentru voi cu aceste cărți. Da, pentru voi, aceia dintre voi care sunteți în cuplu în aceste momente și care vă gândiți la viitorul vostru împreună, da, vă proiectați acest viitor al vostru, vi-l doriți într-un fel și vreți să știți dacă acesta va fi exact așa cum vi-l doriți voi. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri sau în pauză de la relație, poate sunteți în separare de persoana voastră și vreți să știți dacă acesta sau aceasta va reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această etalare. Wow, cum începe această etalare, uitați-vă! Priviți, adică... Da, cu o veste extraordinară care se va orienta către tine în această zi sau în această perioadă. Iată că dacă ești femeie, draga mea, primești o veste extraordinară și anume că ești însărcinată. Așadar, te vei bucura sau poate nu te vei bucura, nu știu, depinde de tine. Dar văd că mai ales pentru acelea dintre voi care sunteți într-o relație, da, și relația voastră merge din ce în ce mai bine. Iată că aceasta va fi o veste care vă va bucura nespus de mult pe amândoi, mai ales pe el îl va bucura nespus de mult și este o veste cu care puteți să vă gândiți că veți începe să întemeiați o familie, da? Exact așa începe, cu o veste. O veste extraordinară de bună, mai ales pentru acelea dintre voi care ați făcut eforturi considerabile în ultima perioadă de a rămâne însărcinate și iată că în sfârșit această bucurie vine pentru voi, da? Vine să se manifeste în viața dumneavoastră. Sau, de asemenea, această carte poate avea legătură cu faptul că voi vă doriți să dați naștere unui proiect, da? Sau unei activități în viața dumneavoastră. Poate că doriți să inițiați ceva nou pentru voi, pentru familia voastră, da? Ceva din care să rezulte anumite reușite. Da? Vă doriți să aveți succes într-o anumită activitate pe care vreți să o implementați acum în viața dumneavoastră și văd că sunteți foarte optimiști în această privință. Da? Nimic nu vă poate lua optimismul și asta este foarte bine, este exact atitudinea pe care este bine să o mențineți de acum înainte, dacă vă doriți să aveți succes. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată că următoarea carte vorbește despre o poveste care este exact ceea ce trebuie să fie. Se pare că partenerul tău, dragul meu, draga mea sau dragul sau partenera ta, dragul meu, va dori să facă următoarea mișcare spre relația voastră, da? Iată că acest partener sau partenera ta experimentează în aceste momente unicitatea și întregul, da, alături de tine. Și se bucură foarte mult că este alături de tine pentru că simte că aici este locul, da? Și în sfârșit, pentru unii dintre voi sau pentru unele dintre voi, văd că acest partener sau această parteneră voastră va face în sfârșit ceea ce spune de ceva timp că vrea să facă, da, în ceea ce vă privește, bineînțeles. Sau în ceea ce privește această relație dintre voi doi. Din acest punct de vedere, poate că pentru unii dintre voi este momentul ca acest partener sau parteneră să vă facă, să vă prezinte familiei sale, da? Sau poate că este cazul ca această persoană să spună gata, până aici a fost, de acum înainte vreau să ne mutăm împreună, vreau să locuim sub același acoperiș, vreau să avem un destin împreună și așa mai departe. Da, văd că va fi din ce în ce mai asumată această persoană și va face chiar pasul spre această mișcare, dar oricum văd că următoarea mișcare a acestei persoane nu va face altceva decât să vă dovedească vouă că vă poartă dragoste necondiționată și exact despre această dragoste vorbim cu această carte, da? Este o legătură între voi care va dura fără doar și poate. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată, dragul meu sau draga mea, că primești convingerea cu această carte că tu ești adevărata și prima sa dragoste. Da? Se pare că până la tine această persoană nu a mai iubit.
Da, sau chiar dacă a iubit, nu a știut niciodată ce înseamnă dragoste adevărată până să te cunoască pe tine. Pentru că nimeni nu se compară cu tine, dragul meu sau draga mea. Este adevărat, da? Nimeni nu i-a fost alături așa cum ai fost tu. Nimeni nu îi arată în fiecare zi cât de mult însemni pentru el sau pentru ea, da? Și iată că prin aceste gesturi pe care le face față de tine, această persoană îți declară iubirea sa în fiecare zi și îți arată că tu ești cu adevărat prima sa dragoste. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, această persoană poate fi o experiență nouă, poate fi ceva inedit în viața sa, da, dar ceva cât se poate de benefic, da? Această persoană se bucură nespus de mult de faptul că te-a întâlnit și se pare că te-a întâlnit într-un moment cât se poate de important din viața sa, da? Un moment catalitic pentru el sau pentru ea. Se pare că te-a întâlnit fie într-un moment dificil, da? Când tu aveai nevoie de aprobare, tu aveai nevoie de de protecție din partea cuiva, da? Fie te-a întâlnit într-un moment în care nu mai spera nimic, da? Nu mai spera nimic de la viață, nu mai spera nimic de la munca sa, de la cei din jurul său și atunci tu ai apărut în viața acestei persoane, dragul meu sau draga mea, și este clar că această persoană va lua acel moment ca pe un semn divin, da? Este un semn din partea divinității cum că el sau ea merită să aibă parte de tot ceea ce a gândit înainte că ar vrea să experimenteze. Da, și următoarea carte, dragii mei, iată că este una cât se poate de interesantă, care vorbește despre faptul că această persoană te consideră a fi ființa, nu neapărat, ba da, o ființă extraordinară, o ființă specială în viața sa, și te consideră a fi talismanul său norocos, da? Dragostea voastră este sprijinită, este ghidată de divinitate, este protejată de sus, nu trebuie să vă îndoiți de asta niciodată și văd că relația pe care voi o aveți se bazează pe o fundație cât se poate de solidă. Da? Iar această fundație solidă este tocmai prietenia pe care v-ați construit-o între voi doi. Această prietenie a început în urmă cu ceva timp și ați luat-o așa agale, da? Ați luat-o încetişor în această relație. Poate că la început unii dintre voi nici nu v-ați gândit că o să ajungeți așa departe, da? Poate că unii dintre voi sunteți acum căsătoriți, poate nu v-ați gândit vreodată că o să ajungeți să aveți familia voastră, da? Împreună, dar iată că lucrurile s-au întâmplat, lucrurile s-au derulat în direcția pe care v-ați dorit-o și vă bucurați în continuare de stabilitate și de securitate în această conexiune. Haideți să vedem și următoarea carte. Wow, cât de frumos! Da? Spuneam și mai devreme, dragii mei, dacă nu v-ați căsătorit încă, dacă nu sunteți căsătoriți, iată ce urmează pentru voi, da? Nuntă. Nuntă și căsătorie. Este foarte frumos cum a evoluat această etalare, priviți de la sarcină, da? Se pare că la începutul acestei etalări primeai acea veste extraordinară, cum că ești însărcinată și această veste probabil că o va determina pe persoana ta să facă gestul pe care a spus de multă vreme că vrea să-l facă în legătură cu tine, da? Și te va cere în căsătorie. Da, ce putea urma mai frumos decât atât, da? Se pare că această persoană chiar vede un viitor alături de tine și vrea să ducă această relație la un nivel următor. Pentru că asta urmează spre voi, da? Vă veți întâlni unul în fața celuilalt pentru a face acele declarații unice. Se întâmplă odată în viața asta sau poate de mai multe ori, de câte ori veți vrea, dar odată cu sensul acesta simbolic, da? Al nunții, când vă faceți acele jurăminte reciproc, da? Este clar, această persoană te-a ales pentru el sau pentru ea și pentru o viață întreagă.
Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, cărțile din tarot pentru această etalare. Da, iată că prima carte din etalare este un 3 de pentacule, dragii mei. Nu trebuie să vă sperie această carte. Știu la ce vă gândiți. Știu că deja recunoașteți această carte. Știți că are un sens, o conotație negativă din punct de vedere al relațiilor. Da, de ce? Pentru că face trimitere la posibilitatea ca voi să fiți în trio. Da? Este posibil și acest lucru, da, pentru unii dintre voi să fiți în trio. Dar având în vedere cărțile anterioare, ceea ce pot spune eu în aceste momente este că dacă a existat o relație de trio cu această persoană, să știți că aceasta se va termina, da? Și se va termina tocmai datorită acestei vești pe care tu i-o vei da acestei persoane ale tale, da? Și anume că ești însărcinată, draga mea. Îi vei da această veste și atunci el va primi în sine această veste ca pe o decizie, da, care îi vine de sus și care va fi clar, decid ca tu să fii în continuare sortita mea, da, pentru că tu îmi vei aduce pe lume urmașul meu. Ceva de genul acesta se va cristaliza în creierul acestui om. Și va face foarte bine pentru că, iată, decizia sa este deja o decizie care îl depășește, da? Care vine de sus. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că următoarea carte este Șaptele de Pentacule, dragii mei, dragele mele. Este o carte din nou semnificativă când vine vorba de relații. De ce? Pentru că vorbește despre fructe, despre rezultate, da? Se pare că ați făcut o muncă în această relație, ați depus niște eforturi pentru ca totul să funcționeze corect, da? Pentru ca să aveți parte de o relație bună, de o relație bazată pe sentimente frumoase, pe sentimente mutuale și iată că ați reușit, da? Iată că acum vă bucurați amândoi de această abilitate pe care ați dorit-o întotdeauna în această conexiune. Și bucurându-vă de aceste rezultate, încă și mai multe rezultate pozitive vor veni în viața dumneavoastră, iar aceste rezultate pozitive se referă și la un noroc foarte mare pe care îl vei primi din punct de vedere financiar, da? Văd o veste foarte bună care se va apropia de tine în perioada următoare, cum că trebuie să primești niște bani de undeva, da? Și această veste te va bucura nespus de mult. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Împăratul, dragii mei. Este o carte cât se poate de importantă, de interesantă. De ce? Pentru că îmi spune odată în plus că tu, dragul meu sau draga mea, ești pe cai în aceste momente în viața ta, da? Ești la volanul vieții tale, da? Doar tu poți lua decizia ca viața ta să se orienteze spre un sens mai bun în perioada următoare. Și exact asta vei face, da? Vei spune tăios celelalte persoane ce-ți dorești de la el sau de la ea și ce-ți dorești de la această relație și dorința ta va deveni realitate. Da? Haideți să vedem încă o carte din partea oracolului. Avem aici cartea încrederii, dragul meu sau draga mea, care îți spune că această încredere, această situație te cheamă să acorzi încredere fie unei persoane, fie situației în sine, da? Așadar, dragul meu sau draga mea, iată că a sosit momentul să te încrezi în viața ta, să te încrezi în persoana de lângă tine, pentru că această persoană și această situație te vor ajuta să ajungi în locul pe care tu ți-l dorești pentru viața ta, da? În locul și în situația pe care ți le dorești pentru existența ta. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de tine și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!